Seara bună, dragii mei, sunt Silviu Albu și aproximativ 2 ore sunt gazda dumneavoastră. Împreună cu invitații mei din această seară am invitat tineri frumoși, frumoase, frumoși m-am referit și la mine, Costel. Nu o să te las singur la greu și vom încerca să facem o emisiune senzațională în această seară. Este weekend deja, vă puteți relaxa în fața televizoarelor. Avem melodii frumoase, avem de toate. O să îi și prezint pentru prima dată la noi în studio două fete frumoase, Suzana Vlad. Bună seara și bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră și alături de telespectatorii noștri. Vă mulțumim pentru invitație și sperăm să facem o seară minunată. A fost o plăcere și, bineînțeles, sora Suzanei, Daciana Vlad. Bună seara, vă spun și eu. Așa cum călătorul îi stă bine cu drumul, uite că și noi astăzi suntem niște călători și ne bucurăm că am ajuns aici la St. George TV și îți mulțumesc și eu pentru invitație. Da, și bineînțeles, Costel Popa. Bună seara, bine v-am găsit. Este pentru a doua oară când vin aici, dar pentru prima dată când vin la tine în emisiune și îți mulțumesc pentru primire. Vi salutăm pe toți cei care ne urmăresc și ne mulțumim pentru dragul cu care ne primesc. Da, pentru cei care nu știți, Costel și cu fetele au câteva melodii împreună și au ales să vină în această seară împreună. Am avut și noroc, să spun așa, pentru că ei au venit într-un turneu, să spun așa, au fost și pe la Bistița, pe la Măreara, la colega Măreara Sigarteu și uite că au putut veni în această seară și la noi la St. George, pentru că fiecare drumul este despărțit cumva și am auzit că o fată e pe la București, Costel pe în altă parte și uite așa se întâlnesc mai rar. Dar în seara asta am avut noroc și vom fi împreună aproximativ 2 ore și vom face o seară minunată. Pentru început aș vrea să ne prezentăm puțin, adică să vă cunosc și eu mai bine, să ne spuneți câte ceva despre voi. De la ce vârstă ați început să interpretați, de unde veniți și așa mai departe. Noi venim mai exact din Săliștea de Sus, județul Maramureș. Venim din Maramureșul istoric. De când am început să cântăm? Această dorință a fost dorința părinților noștri pentru început. În timp a devenit și dorința noastră. Cine a descoperit vocile voastre? Ne-a descoperit educatoarea noastră, care din păcate nu mai este printre noi, Iuga Marișca. Ca orice copil, nu știu, ne distram pe acolo, cântam, ne jucam și noi și ea a simțit că este ceva acolo. A venit la părinții mei acasă, i-a rugat să ne lase la un spectacol de sfârșit de an școlar și pentru prima oară am interpretat un cântecel fără acompaniament. Am avut succes, am cântat împreună și de acolo a început totul. Am activat 8 ani de zile în ansamblul din Săliștea de Sus, condus de soțul educatoarei noastre, Iuga Simion. Și în decursul acestor ani am activat tot împreună. Am plecat după aia la Sighetul Marmației, la liceu pedagogic. Am activat în alte ansambluri și tot așa drumul cântecului ne-a purtat mai departe împreună. Am ajuns la Cluj, unde drumurile noastre puțin s-au separat. Eu am terminat Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, secția Pedagogie Muzicală și masterul în cadrul aceleași facultăți. Am avut mentor pe profesorul Ioan Bocșa. Activez de 6 ani de zile în ansamblul Icoane și în continuare o să las pe surora mea să spună... Chiar vreau să spun... La început am văzut un zâmbet la și ție și surorii tale când ați vorbit de trecut, adică de când erați voi mici. Și după mă gândeam acum dacă o să spună tot, ce o să mai spună Daciana, dar totuși aveți multe de povestit aici la noi în studio. Vreau să mai adaug că în cariera noastră muzicală, cred că cel mai mult și-a pus amprenta tatăl nostru, care din păcate acum nu mai este printre noi. El a fost cel care ne-a învățat că totul prin cântec are viață.
El a fost cel care ne-a învățat cum să ne păstrăm obiceiurile, tradițiile și valorile pe care le avem. Și alături de el au mai fost și alți oameni care de-a lungul carierei au contribuit la dezvoltarea noastră muzicală, ca să zic așa. Una dintre acele persoane este profesoara noastră de muzică de la Liceul Pedagogic, care a ajutat-o și pe Suzana să se pregătească pentru admiterea la Academia de Muzică. Iar mai departe, la Cluj-Napoca, am colaborat și cu ansamblul Mărțișorul, condus de Dumitru Fărcaș. Iar de atunci încoace avem prilejul de a întâlni oameni care sunt alături de noi, care ne motivează, ne dau încredere și nu putem decât să le mulțumim pentru toate acestea. Daciana, vreau să te mai întreb, este greu să fii artist? Pentru noi nu este greu, pentru că noi facem asta din tot sufletul nostru. Iar atunci când faci ceva din suflet, totul devine mai ușor. Poate și din cauza că noi am fost norocoase, că am crescut de mici cu muzica populară, cu tot ce înseamnă tradiție, și asta oarecum ne-a format mai mult decât cei care încep acum doar la vârsta noastră să cânte sau... Voi sunteți gemene. Da. Dar văd culoarea părului diferit. Dacă s-ar inversa rolurile, crezi că te-ar confunda... Să știi publicul? Că nu am fost niciodată confundate. Eu când eram mic eram blondă, iar Suzana era șatenă. Acum a decis să se facă roșcată. Dar fizic nu am semănat niciodată foarte bine, nici măcar când eram mici, nici măcar la temperament nu semănăm. Dar cred că noi ne completăm așa una pe cealaltă. Eu sunt așa mai calmă, mai răbdătoare. Eu spun că semănați, doar că vă diferiți. Adică nu este o asemănare 100%. Da. Foarte frumos. Acum te rog să-i dai microfonul și să vedem ce ne spune Costel despre el. Da, păi cumva parcă se aseamănă poveștile noastre. Eu, ca să zic așa, tot de la învățătoare a pornit cumva povestea mea. Eram în clasa a noua și atunci învățătoarea ne-a pus pe fiecare dintre colegi să cântăm câte un cântec și mama a ales pentru mine un cântec popular. L-am cântat și atunci s-a observat că am voce. Învățătoarea i-a spus mamei să se țină de mine. Mama s-a ținut pentru că ei i-a plăcut foarte mult și îi place muzica populară. Și astfel am tot cântat. Și am cântat și cât e țara în lung și în lat. Cum spune cântul, nu? Da. Da. Am observat toți trei ați interpretat de mici. Bine, sunteți tineri, aveți tot timpul înainte. Câte piese ai? Uite, este o întrebare pentru tine, Costel. Păi, cum să spun, am reușit acum vreo 3 ani de zile să-mi realizez primul album care conține 23 de cânteci. Acest. Da. Acela este. Te rog să dai o... Este un album la care am muncit vreo 5 ani de zile și pe care l-am realizat la o vârstă, ca să zic așa... Da, mulțumesc. Destul de... Hai cu toți să ne dăm mâna. Da. Este cântecul care... Este un cântec, da? Care dă numele albumului și este cel mai reprezentativ. Pentru că asta îmi doresc. Uite, această întrebare am mai întrebat pe cineva, dar nu mai rețin minte pe cine. O să ți-o adresez și ție. Crezi neapărat că titlul unui album trebuie să fie neapărat o piesă din albumul tău? Nu e musai, bineînțeles. Normal, nu e obligatoriu. Da, nu e obligatoriu, nu e musai. Dar e frumos așa, dar nu? Dar eu am considerat că vreau ca acest cântec, Hai cu toți să ne dăm mâna, să dea și numele albumului, pentru că la urmă urmei am creat acest cântec din dorința de a fi mai uniți oamenii și nu doar uniți în cântec sau noi ca români, ci uniți în trăiri, în iubire și în tot ceea ce înseamnă a fi om. Asta este. Eu am văzut la cei din folclor, într-adevăr aleg o piesă din album care doresc ei. În schimb, alte genuri muzicale, nu. Constelația, Fabricația, știi ce vreau să zic. Acum, bine, fiecare ce alte dorește. Genuri muzicale, nu înțeleg.
alte genuri muzicale spun pe album o piese, numele unei piese. Să zicem, Constelația, nu știu cum, știi? Da. Titluri. Da. Dar uite că văd că cei din folclor cam, nu știu, eu cel puțin nu am văzut încă un album să aibă alt nume, știi? Cum fiecare, vezi cum e, fiecare cu ideile sale. Da. Fiecare avem opinii diferite. Este ok așa și, dar vreau să văd părerea ta, știi? Așa e, mulțumesc. Da. Eu aș spune să începem, să-și interpretăm în această seară. Dragii mei, pentru început o să fie toți trei, prima melodie, așa au vrut invitații mei din această seară, prima piesă să fie împreună. Cât e țara care... lung și în lat, nu? Da. După care, bineînțeles, o să mai stau de vorbă cu invitații mei din această seară și o să vă puteți pregăti. Avem și un număr afișat pe ecran, mai precis 0263 371 444. Puteți suna pentru a face dedicații muzicale, dacă aveți sărbătoriți în familie sau dacă vreți să stați de vorbă cu invitații mei din această seară. Haideți să ascultăm. Cât-i țara-n lung și-n lat, ca-n maramu n-am aflat, măi, la 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 la. Cât-i țara-n lung și-n lat, ca-n ardeal n-am mai aflat, măi, la 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 la. Oameni faini și de omenie, așa cum îmi place mie, așa cum îmi place mie, la 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 la. Oameni harmiși și isteți, și la joc petrecăreți, și la joc petrecăreți, mă, la 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 la. Trece drumul, e la la, e la, e la la, e la, dragi mara mureșu, că pe acolo trece drumul, la la, e la, la 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 la. Și mie draga mă-nvârti, pe cântatul ceteri, pe cântatul ceteri, mă, la la, e la, la 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 la. Și mie draga mă-nvârti, pe cântatul ceterii, pe cântatul ceterii, mă, la 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 la. Și nouă-ni drag ardealul, și-o-mi trece acum
și în mara mumă, la 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 la. Și cine vrea să ne cunoască, să vină la noi acasă, la 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 la. Să vadă câmpul cu flori, fete mândre și piciori, fete mândre și piciori, mă la 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 la. Să vadă codrun verzând, oamenii pe drum cântând, oamenii pe drum cântând, mă la 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 la. Să vadă câmpul cu flori, fete mândre și piciori, fete mândre și piciori, mă la 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 la. Să vadă codrun verzând, oamenii pe drum cântând, oamenii pe drum cântând, mă la 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 la. Foarte frumos. Mă gândeam așa, de nu s-ar mai termina. Ce frumos sună și ce complicare vine Costel lângă aceste fete care eu am avut impresia, dacă nu m-aș fi uitat în stânga mea, că ar fi doar una. Aceeași voce, perfecțiune, foarte frumos. Am observat și colegul meu ce stătea și adulmeca, cred că ați observat și voi. Da, sunteți grozavi. Vă mulțumim. Deja cred că și telespectatorii să au același părere ca și a mea. Cel puțin această melodie este senzațională. Bineînțeles că poate fi melodia cât de frumoasă dacă nu este vocea aia minunată. Super, super talentat. Mulțumim. Și păi asta ne-am dorit. Să ne deja avem prin telefon, știam, bănuiam. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Cu cine stau de vorbă? Cu Balas, cu Bianca. Da, Bianca, te ascultăm. Aș dori o melodie cu Suzana și Daciana Vlad. Sigur. O melodie de la Mar Amores. O să fie în această seară. Ți-au plăcut acești oameni minunați? Da, acum îi urmăresc și mi-a plăcut. Acum ultima melodie cum au cântat-o. Chiar mai vreau o melodie. Vă mulțumim. Să o cânte de la Maramureș, cea mai frumoasă care o ai. O să fie, da, zona Maramureșului este o zonă foarte frumoasă. O să fie pentru tine și pentru toată familia. Pentru bunica mea mai special. Da, pentru bunica ta să fie. Toate melodiile din această seară vi le dedicăm cu drag. Ok. O seară plăcută. Dumneavoastră, revedere. Da, foarte frumos. Despre această melodie, cine puteți spune? Este senzațională. Cine a compus-o? Cine... Acest frumos cântec, pe care noi îl iubim din tot sufletul, l-a compus colegul nostru, Costel Popa. O spunem de fiecare dată cu mare bucurie, cu mândrie. A compus atât versurile cât linia melodică. Ai talent, nu glum. Și mai întâi de toate, de fiecare dată suntem... Dacă mai facem o reușită, zic că nu este, mă scuze un pic, nu este o întâmplare. Dacă nu zici o întâmplare, ai talent. Doamne ajută! Le vom asculta în această seară și pe celelalte două cântece, că mai avem două cântece care frumoase. Tot de el. Tot de el compus, atât linie melodică cât și versuri. Și, cum spunem noi de fiecare dată, cântecul vine undeva din suflet. Și la Costel de această dată a venit din suflet și a fost compus cu drag pentru noi trei. Ne-am dorit foarte mult să facem acest proiect împreună și datorită faptului ăstuia am stat și m-am gândit și ne-am gândit și ne-am consultat. Prima dată a venit așa un pic melodia și le-am zis fetelor, uite, cam asta ar fi melodia. No, ce să facem? Cam despre ce să fie cântecul ăsta? Și atunci am început să compun, cred că am șters de vreo câteva zeci de ori ceea ce am făcut și pe urmă am ajuns la ideea Ardeal și Maramureș. Asta ne dorim, să fie ceva ce să arate dragostea față de zonele astea faine, ca să zic așa. De Ardealeni și Maramureșeni. De aceea am și ales trei teme diferite și de aceea, cum a zis și Costel, am vrut să unim Maramureșul cu Ardealul, să spunem așa. Am ales și câteva, un ritm puțin mai lent, am ales și un ritm de tropotită din Maramureș. Cum a fost ideea să uniți aceste trei voci?
Ideea aceasta a venit în urmă cu niște ani buni. Au trecut cât că vreo 6 ani de atunci. Ne-am întâlnit într-o emisiune și, nu știu, ne-am plăcut reciproc, să spunem așa. Mai întâi de toate am legat... Da, dar am legat o prietenie frumoasă înainte de toate, deoarece noi în Costel Popa am găsit un om bun, un suflet minunat, un suflet care este deschis spre tot ce e frumos și am simțit că el este omul cu care putem să colaborăm. Și de aceea această colaborare încă ține și va ține mulți ani de acum încolo, deoarece mai avem proiecte împreună și pe viitor vor urma și alte cântece. Da, mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Alo, bună seara! Cu cine stau de vorbă? Cu Moisil de la Comuna Șant. Da, vă ascultăm. Aș vrea să fac o dedicație. Chiar vă rog. Pentru pe fata mea măritată, Lucreția, pe sâmbătă, pe luni, face o frumoasă vârstă. Da. Pe sora ei, Octavia Moisil, sora lui Victorița Moisil, care a fost la dumneavoastră în emisiune. Da, da, da. Acum știu. Împlinește și o frumoasă vârstă. Cu invitații dumneavoastră care sunt de renume, vă spun foarte, foarte frumos. Vă mulțumim. Sper că mă cunoaște, domnul Silviu. Sigur că da. Acum da. După voce nu mi-am dat seama. Da, aveți dreptate. Eu am anunțat la începutul emisiunii că este o emisiune mai specială, așa mai senzațională. Dar nu, acum lucrez și la ceva în casă și am dat televizorul și am văzut că sunt dumneavoastră. Da. No, bine, vă mulțumesc, o seară bună și multă fericire. Stați alături de noi aproximativ 2 ore pentru că o să aibă melodii frumoase invitații mei. Bine, sărbători fericite și... Să vă dea Dumnezeu. Și un post revedere, cât mai Doamne liniștit. Ajută. Doamne ajută! Da, și eu mă mândresc cu asta că peste câțiva ani nu o să mai veniți voi aici, că o să fiți prea sus, da? Cel puțin știu că am avut odată prilejul să stau lângă voi. O să venim de fiecare dată cu același drag cum am venit și azi, doar să fim invitați. Sigur că da. Eu vă doresc tot binele din lume și... Este o plăcere, da, într-adevăr, să vă ascultăm. Acum mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Cu cine stau de vorbă? Sunt Jeana Buzilă, de la Năsăud. Da. Aș vrea o dedicație. Chiar vă rog. Cu Costel Popa, cu mama, dacă sunteți buni. Are o melodie cu mama, da, o să fie. Cu mama. Da. Da, cu tot vă rog, dragul. Vă rog, suflet, Jeana Năsăud. Văd că dumneavoastră deja îi cunoașteți. Da, am văzut odată și așa îl iubesc pe băiatul ăla, ni să fie băiatul meu. Ca mei din patru nu mai am niciunul până mine. Da, vă pup! Mulțumesc! Dar unde sunt plecați? Doamne, unde sunt plecați copii? În Duș, Spania. O să vină de sărbători, doamnă, ori vine, sărași, dacă nu ori vine, nu ori mai aflat mama altul. Ei, nu e chiar așa. Vă pup! Să vă dea Dumnezeu sănătate. În continuare, emisiunea frumoasă. Să rămân. Sănătate multă. Da, este greu când te desparți de copiii tăi, dar vine ei acasă. Cel puțin să știi că e bine. Asta e important. Da, o să... Spune-te. Dacă îmi dai voie, știi cum e, că viața asta, vrei, nu vrei, la un moment dat tot te desparte de cei dragi. Și mai ales la noi, în România, este atât de dificil a sta, ca să zic, aproape de părinții tăi, pentru că trebuie să mergi. Să mergi, uite, cum... Sunt mulți românași de-ai noștri plecați dincolo în străinătate, se duc acolo să muncească ca să poate să trăiască acasă și pentru părinții lor de asemenea. Așa e viața asta făcută și cred că nu doar la noi, ci în general. Dar la urmă urmei, eu zic că ar trebui să nu uităm, să nu uităm de părinții noștri, să-i căutăm pentru că este foarte important să-i... Da, îmi place să preiau și telefoane, îmi place să vorbesc și cu voi, dar mi-e frică să nu mă certe cei de acasă din fața televizorului, că nu vă lasă interpretați. Costel, eu te rog să te pregătești pentru că urmezi tu cu 2 piese din acest album frumos care este în fața mea și îți mulțumesc pentru că mi l-ai dăruit cu mare drag. Eu îl voi asculta în mașină, că o să am și circul mult cu mașina și atunci o să te am mereu lângă mine. Te rog să te pregătești, Costel. Popa va interpreta pentru voi și pentru noi. Haideți să vedem în 2 piese frumoase.
la 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 la. Am venit cu drag la voi, la 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 la, să vă cânt ca pe la noi, la 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 la, să-nchinăm un Doamne ajută, la 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 la, la om bun și lume multă, la 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 la, să-nchinăm un Doamne ajută, ha ha hai ha, la om bun și lume multă, la 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 la. Ardeleni și voi olteni, la 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 la, bănățeni și moldoveni, la 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 la, Maramureș și Bihor, la 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 la, azi la toți vă cânt cu dor, la 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 la, Maramureș și Bihor, ha ha hai ha, azi la toți vă cânt cu dor, mă. La 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 la. Hai dați oameni buni la joc, la 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 la, să ne învârtim cu foc, la 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 la, să uităm că viața e grea, la 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 la, și că lumea asta e rea, la 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 la, să uităm că viața e grea, ha ha hai ha, și că lumea asta e rea, mă. La 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 la, așa la românile place, la 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 la, să petreacă și să joace, la 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 la, să fie doar voie bună, la 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 la, să ție o săptămână, la 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 la, și dacă muzica-i cântă, la 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 la, nu e în veci viața urâtă, la 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 la, la 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 la. La 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 la, frumos dormea mea mândruță, la 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 la, cu mânuțele pe chepte, la 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 la, stau în loc să n-o trezesc, la 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 la. Calun eu ca și-un bolând, la 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 la, dă cu copita-n pământ, la 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 la, și mândra mea să trezând, la 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 la, și din gura așa-n vorbi, la 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 la, bade bădișorul eu mă, la 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 la, mâncesc luchii calul tău, la 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 la. Mândro calul-i potcovit, la 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 la, să știi că el te-o trezit, la 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 la, te așteaptă să sui călare, la 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 la, să te duc în sat cu soare, la 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 la,
să te duc la maica mea, măi, la 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 să se bucure și ea, la 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 la. Să te duc la maica mea, măi, la 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 să se bucure și ea, la 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 la. Da, și au făcut și o coreografie foarte frumoasă, atât Suzana cât și Costel. Să știi că nu... Mulțumim, păi este cântecul, este cântecul de așa natură. Ai talent. Cel puțin prima piesă mi-a plăcut enorm. Ai scos un la-la-la de... mi-a un suflet. Mulțumesc. Frumoasă melodie. Mulțumesc. Asta e foarte bine că atunci tu ți le compui, tu ți le scrii, tu ți le... dar am observat în aceste piese, chiar vorbeam cu Daciana, o claritate extraordinară. Ai avut un studio foarte bun și am auzit că l-ai avut, da, și pe Ovidiu Barteș lângă tine. Așa este, da. Păi eu sunt omul care... Nu că se dă mare sau că vrea... Nu, eu sunt omul care vreau ca un lucru să fie bine făcut. Cine mai trebuie? Deci chiar sunt adeptul lucrului bine făcut. Cine mai trebuie lăudat? Isandel Filip. Așa este, da. Care, la studioul dânsului am înregistrat. El este vinovat cu această claritate. Așa este. Și, bineînțeles, așa cum ai spus, Viola... Știi cum e? Ai întrebat la început dacă este greu, dacă este, da, grea această muncă. Eu zic că nimic nu este greu în viață dacă faci cu plăcere ceea ce faci. Și de aia și mie poate mi-a fost greu. Și nouă ne-a fost greu să răzbatem, să adunăm bani ca să înregistrăm, să facem înregistrări în studiu de calitate, cu orchestră de calitate. Dar nu-mi pare rău și nu ne pare rău pentru că facem ceea ce ne place și dăruim din suflet și dorim ca atunci când un cântec este frumos... De ce nu se sune bine, nu? Asta știi este cel e mai important. Îți dau dreptate. De greu este foarte greu și în multe domenii. Dar când îți place meseria care o faci, eu acum mă și gândesc la mine. De multe ori sunt obosit. Sau, dar treci peste ușor pentru că îți place ceea ce faci. Eu cel așa puțin e. O să treacă aceste două ore ca și un minut. Și dacă sunt obosit, stau și te ascult, de exemplu, pe tine... Adică am și eu, cum să zic, o trăire, o sufletească enormă și dacă ești obosit, dacă îți place ce asculți sau ce faci. Pe asta ne dorim, să transmitem. Da, și ești mulțumit de ceea ce practici, atunci este super. De multe ori lumea zice, ce fain de voi, sunteți artiști, mergeți acolo, râdeți. Da, dar asta este o muncă, pentru că până ajunge acolo, de exemplu cum suntem noi azi aici la St. George, băi, am venit din ăla la capăt de lume, am străbătut atâta drum, în fiecare zi avem asemenea drumuri, nu este ușor. Dar ajungem aici, uite cum suntem acum, suntem toți la oaltă, povestim, ne relaxăm, ne destăinuim, da? Și din nou ne încărcăm cu energie. Da, cei de acasă sunt mulțumiți și laudele și toate astea, da, este foarte frumos. Sau cel puțin pe scenă când ai primit aplauze. Bineînțeles, ăsta este rodul cel mai important al artistului, să primească aplauze pentru că din, da, pentru că atunci când le mulțumim pentru palme, da. Atunci suntem cu adevărat împliniți. Da, o să le lăsăm și pe Daciana și Suzana să se pregătească pentru a interpreta două melodii frumoase pentru noi și pentru telespectatorii noștri dragi. Vă rog să vă pregătiți. În timp ce o să ascultăm pe Daciana, avem un telefon, o să răspund la început la telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Cum vă numiți? Mă numesc Cătălina, de la St. George Băi. Da. Și vreau să felicit invitații dumneavoastră. Da. Sunt foarte frumoși și cântă foarte frumos și ne bucurăm că vin pe la noi asemenea artiști de muzică populară. Și îi salutăm cu tot dragul și dorim ca acest post să dea Dumnezeu să-l trecem cu bine. Da, să dea Dumnezeu. Și aș vrea să fac o dedicație, dacă chiar, să fac dedicații. Chiar vă rog. Pentru soțul meu, e plecat în străinătate cu băiatul, fata lucrează la București și
mi-e dor de ei, dacă aveți câteva piese care se potrivește ca să-mi treacă și mie. Probabil invitații mei au, cu siguranță au. Da, o să fiu atentă. O să fiți atentă și o să vedeți că o să vă regăsiți în aceste melodii. Vă doresc o seară frumoasă și... La fel. Multă sănătate. La fel. O seară minunată. Vreau să fac și o dedicație, să fie toată emisiunea așa specială pentru acești doi, pentru Bogdan și pentru Laura. Eu le spun că îi iubesc foarte mult și le doresc tot binele din lume. Acum hai să ascultăm pe Suzana și Daciana. Să știu, bani, că-i vinii în
unde-a zicât un bărățaș, pune sufletul meu. Ai, dai naș, dai naș, iară, dai na, dai na. Foarte frumos și totuși, și dacă mă repet, am observat o voce identică și dacă sunteți gemene, într-adevăr, la asemănare nu sunteți perfect 100%, dar la voce eu zic că și este foarte bine. Vă mulțumim, da, am spus și mai înainte, ne completăm foarte bine una pe cealaltă și cred că și din cauza că de mici cântăm împreună. Da, și vă cunoașteți și vă simțiți. Într-adevăr frumos și cel puțin zona asta Maramureșului îmi place enorm de tot. Când am auzit că ați început linia melodică la prima piesă, deja îmi venea așa să... da, vă mulțumim. Doar că e post, dar îmi râde inima când aud aceste instrumente foarte frumoase și este o zonă foarte frumoasă și voi ați combinat bine aceste două zone pentru că sunt și vecine, nu? Da. Și foarte frumos. Ați pășit, spun eu, spre un drum frumos. Exact, îmi vine în gând așa, știi, de pe acest album, ce frumoase sunt culorile florilor și voi sunteți și tineri și frumoși și aveți totul la dispoziție. Avem un telefon, să vedem ce părere are și telespectatorul nostru. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Silviu! Domnul Leontin, dumneavoastră sunteți! Vă salut cu mare drag de la Pechelean. Vreau să salut și în această seară pe invitații dumneavoastră din această seară, pe surorile Daciana și Suzana Vlad și pe domnul Costel Popa. Mulțumim, bună seara! Deși am vorbit și aseară la alt post de televiziune la doamna Ana Maria. Da. Așa este. Ne bucurăm că și în această seară sunteți alături de noi. Ne bucurăm tare mult de prezența dumneavoastră și la noi, la Bistrița, la Sângeos Băi, la seara bună pentru noi telespectatorii. Cu mare drag! Toate cântecele din această seară să fie pentru toți biclenarii noștri, pentru doamna cântecului popular care duminică, doamna Cornelia Delean, va face o frumoasă vârstă. La mulți ani! Noi telespectatorii dorim multă sănătate, fericire și tot ce-ți dorește în viață. Și eu să aibă o primăvară frumoasă. Și dumneavoastră vă doresc multă sănătate, sărbătoare care vin să vă aducă numai sănătate, bucurii în familia dumneavoastră. Mulțumim, la fel vă dorim și noi. Mulțumim și o seară plăcută să aveți. Doamne ajută, succese și domnul Costel Popa, dorim și duete cu bistrițențele noastre dragi, unde ați promis. Da, da, n-am uitat. O să fie în viitorul apropiat, dar toate la timpul lor. Doamne ajută, o seară plăcută vă dorim. Doamne ajută. Da. Poți interpreta într-adevăr cu oricine, dar cu cine te potrivești, aici e problema. Și tu cu aceste fete te potrivești, ai mănuș, așa, știi? Și noi ne făceam griji, pentru că, tu știi, este cam greu fată cu băiat, în general, să se potrivească vocile. Mai ales două cu un băiat. Mai ales două, da. Mai greu. Dar noi am cântat și am văzut, înainte de a înregistra, dacă ne potrivim sau sigur nu. Da. Și a ieșit ceea ce a ieșit. Și ne bucurăm că a ieșit bine. Iar pe viitor, bineînțeles, vom vedea cu ce duete vom mai apărea. Da, aici ai dreptate, trebuie să te potrivești în primul rând.
și ca voce și ca, ca și caracter. Asta este cel mai important. Eu cred că, pentru că virgulă, caracterul ne-a unit pe noi, spun sincer. În primul rând, noi ne-am cunoscut așa ca oameni și am remarcat unii în alții că avem suflet bun. Sigur. Și asta este cel mai important, pentru că în ziua de azi este foarte greu să legi prietenii și este foarte greu să numești prieteni pe unii oameni. Nu poți cânta la 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 și tu în gândul tău, vai ce te-aș împinge. Cunosc. E, da. Cunosc. Da, multă lume. Și eu. De genul. Dar este de multe ori mai important, cum am spus-o, să nu-i cunoști pe unii, ci să le asculți doar cântecele. Da. Iar noi ne bucurăm că ne-am regăsit, în primul rând, ca și prieteni, ca și oameni și apoi ca și cântăreți. Da, pentru că voi toți trei aveți același țel. Știi? Atunci de ce să fiți împotriva unui celuilalt, nu? Nu este doar că avem același țel, ci de multe ori am povestit. Că vezi cum e, că vorbești cu tot felul de oameni și îți dai seama după primele 5 minute în care discuți cu un om ce-i poate capul. Noi am tot povestit și am văzut, bă, fetele astea nu zic de rău de nimeni. Ele iar au văzut la mine că n-am nimic cu nimeni. Da. Mai de acolo îți dai seama că asta este cel mai important, că fiecare are locul lui în lumea asta. Sigur. Dar trebuie da. Să ți-l găsești. Și este foarte mare această țară și pământul ăsta. Costel, eu zic să, înainte să nu uităm de publicitate, să fie un trio, uite, mi se spune în cască. Mai avem parcă două melodii pregătite în seara asta. Da. Să fie unul din aceste două pentru telespectatorii noștri. Vă rog să vă pregătiți. Haideți, dragii mei, să ascultăm din nou, așa cum spuneam, avem și numărul afișat pe ecran, avem și site-ul sngeorgetv.ro, unde puteți să ne urmări și pe internet. Haideți să ascultăm! Mai de mine ce de om, la-la-la-la-la-la, pare confluit un pom, la-la-la-la-la. Dar ni pom cu frunză deasă, la-la-la-la-la-la, pe nuntana se aleasă, la-la-la-la-la. Hai, la-la-la-la-la-la-la-la-la, hai, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, la-la-la-la-la-la-la-la-la, hai, la-la-la-la-la-la-la-la. Foicică de peșesc, la-la-la-la-la-la, ai ales fata alesă, la-la-la-la-la. Dintr-un buchet plin de flori, la-la-la-la-la-la, printr-o fruntă de picioare, la-la-la-la-la. Hai, la-la-la-la-la-la-la-la, hai, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, la-la-la-la-la-la-la-la-la, hai, la-la-la-la-la-la-la-la. Să fii mire împăcat, la-la-la-la-la-la, ce mireasă ți-ai luat, la-la-la-la-la. O drăguță de mireasă, la-la-la-la-la-la, ca garoafa din fireastră, la-la-la-la-la. Hai, la-la-la-la-la-la-la-la, hai, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, la-la-la-la-la-la-la-la-la, hai, la-la-la-la-la-la-la-la. Floricică din cunună, la-la-la-la-la-la, rămâneți-o voie bună, la-la-la-la-la. Floricică din părău, la-la-la-la-la-la, rămâneți-o Dumnezeu, la-la-la-la-la. Hai, la-la-la-la-la-la-la-la, hai, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, la-la-la-la-la-la-la-la, hai, la-la-la-la-la-la-la-la. Am revenit și cred că repede, așa îmi place să spun. Vreau să reamintesc invitații mei din această seară pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu. Și lângă mine se află Suzana Vlad, Daciana Vlad,
două surori frumoase de la Maramureș și bineînțeles Costel Popa, care colaborează cu aceste fete, ei așa mi-au spus, de foarte mult timp. Și văd că se și cunosc foarte bine și au reușit în această seară să vină la noi și să ne încânte cu melodiile lor frumoase, atât de pe, din zona Maramureșului. Am observat, au un trio foarte frumos și prima piesă care, cel puțin mie și colegului meu, ne plac foarte mult. Acum o să încercăm să mai aflăm câte ceva de la ei și, bineînțeles, o să mai ascultăm și de pe albumul Hai cu toții să ne dăm mâna. Hai cu toți să ne dăm mâna. E bine și cu toții. Și cu toții, da. Pentru că suntem foarte mulți, cred că, în spatele televizoarelor și atunci o să ascultăm aceste piese minunate. Costel, vreau să te întreb dacă mai ai frați. Da, mai am o surioară care este mai mică cu 3 ani ca și mine. Cred că este o scumpică. Pentru că și tu arăți bine, nu, fetele? Și vreau să răspundem la telefon. Alo, bună seara! Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Aveți emoții? Seara bună! Nu! Alo? M-auziți? Da! Cu cine stau de vorbă? Cred cu Victor de la Năsăud. Domnul Victor, spuneți! Am mai fost în emisiunea asta cu telefonul. Mă bucur că ați adus în studio la dumneavoastră 3 tineri extraordinari. Mă bucur foarte mult, fiindcă folclorul nostru e la mare căutare, la mare precizie. Exact. Ești 3 băiați, 2 fete și un băiat excepțional. Da. Le doresc multă sănătate, mult succes în viață, mult succes în carieră. Și tot ce îți doresc, ca melodiile din seara asta să fie dedicate familiei mele de la Năsăud și de la Bistrița. Vă da. Mulțumesc! Așa să fie, mulțumim și noi și să aveți o seară cât mai plăcută alături de Sângeros TV. Mulțumim frumos! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Da. Uite că am dat lovitură și noi odată cu ceva. M-a dus pe cineva care telespectatorilor le place. Te rog, Costel, să te pregătești pentru a interpreta următoarele piese pe care tu le-ai ales, pentru că tu ai, văd aici, mai multe piese, dar tu ai ales un anumit număr cât este necesar pentru a acoperi spațiul nostru de emisiune. O să-l mai aducem pe Costel și o să le ascultăm pe toate atunci. Haideți să-l ascultăm pe Costel Popa. Păi nehațe ganandoi, tra-la-la-la-la-la, cum se joacă pe la noi, tra-la-la-la-la-la, hațe gana legănată, tra-la-la-la-la-la, ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la-la, hațe gana legănată, ca pe târnavă jucată. Tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra la 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 la. O joacă fete piciore tra la 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 la, când îți mândră sărbători tra la 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 la, și să rupă din ele tra la 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 la, de cum să învăr fetile tra la 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 la, și să rupă din ele, de cum să învăr fetile. Tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra la 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 la. Care-i mai bună de gură tra la 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 la, zice și o strigătură tra la 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 la, iar piciorul învârtește tra la 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 la, pe sumână o răsăcește tra la 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 la, iar piciorul învârtește, pe sumână o răsăcește. Tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra la 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 la.
când patai de gură dulce, tra-la-la-la-la-la. El ca soarele străluce, tra-la-la-la-la-la. Și să prinde ar juca, tra-la-la-la-la-la. Mai mândri hațegana, tra-la-la-la-la. Și să prinde ar juca, mai mândri hațegana. Hațegana legănată, tra-la-la-la-la-la. Ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la. Hațegana legănată, tra-la-la-la-la-la. Ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la-la. Doamne, când ai făcut omul, ai făcut și frunza pomul. I-ai dat suflare de viață și la pom i-ai dat verdeață. Și iertare tu i-ai dat de vină și-al său păcat. Dintr-o păcatele sale, le-ai pus de sagi în schinare. Dacă am ști a iubi, păcatele n-ar mai fi. Și de nu am judecat, lumea nu ar mai firea. Doamne, Tu ne-ai dat covață, să alegem ce-i bun în viață. De-a-mi iubi ce ne-nconjoară, n-ai mai cere socoteală. Aminte, omule, acum ce vreau eu ție să-ți spun. Aminte, păcatele, că de acolo vine relele. Tot ce ai trăit și ai spus, vei fi judecat mai sus. Dar să nu dăznăduiești, că trăiești tu să iubești. Și să vă iubiți pe voi, cum ne-a iubit El pe noi. Doar iubirea și iertarea, astea sunt spre rai calea. Această melodie a avut și are un mesaj superb și chiar se potrivește în acest suntem acum, în momentul postul ăsta, Paștelui. Postul Paștelui, da. Da, de aceea am și ales să cânt acest cântec și vreau să mai spun un lucru care nu l-am spus până acum. Acest cântec, ca să zic așa, mi-a venit ca inspirație din scrierile părintelui Arsene Boca. Toată lumea a auzit de părintele Arsene Boca, a fost un sfânt al României, un mare sfânt, un om care l-a căutat pe Dumnezeu în fiecare zi a vieții lui și a lăsat în urmă mari minuni, ca să spun așa, și mari cuvinte. Și cea mai mare realizare a dânsului a fost cartea pe care a scris-o, și anume Cărarea Împărăției. Și de acolo pot să zic că
au venit aceste versuri, Costel, și aceste idei. Costel, să știi că nu e întâmplător pentru că ți-a dat ție gândul ăsta să faci toată această piesă. Nu e întâmplător și chiar ți-a reușit și chiar tu acum spui că tu ai compus aceste piese, dar nu cred. Cred că nu, cineva compus, de acolo, da, ți le-a citit. Nu, și n-am tu le-ai zis niciodată că eu toate cântecele și toate, nu, cel puțin la piesa trăirile asta, din aceste cântece vin de undeva de sus. Pentru că dacă nu aș simți și nu am simțit, cred că nu am putea cânta cu atâta drag la lume. Mă scuz, nu? Costel, dar mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Cu cine stau de vorba? Iuliana de la Unirea, de lângă Bistrița. Foarte frumos! Și aș vrea să-i felicit pe Suzana, pe Daciana și pe Costel pentru toate cântecele frumoase și albumul făcut împreună. Da. Vă mulțumim. I-ați cunoscut și înainte sau doar în această seară? Nu, i-am văzut de mult, de când au apărut, îi urmărim și ne place de ei și le doresc succes în continuare, multă fericire, sănătate și să o țină tot așa, că merg pe drumul cel bun. Vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și noi. Mulțumim, mulțumim și noi și cântecele să fie pentru mine și soțul meu, Vasile. Bine. Cu mare drag, Iuliana, bine, și Vasile. Să rămână și mulțumim, mulțumim pentru telefon. Mulțumim mult și o seară bună. La fel. Ce mă bucur. Dăm voie, Silviu, să le mulțumesc, să le mulțumim tuturor celor care ne urmăresc și ne, ei nu sună pentru, ne transmit gândurile lor bune. Sună să vă mulțumească vouă și să... Este foarte important, cum spuneai tu la început, aplauze și în al doilea rând aceste gânduri de bine. Pentru că datorită dumneavoastră noi suntem ceea ce suntem și dumneavoastră ne dați viață și vă mulțumim. Da. Și vorbeam de aceste texte minunate. Sigur că da, rolul tău este primul, dar fără ajutorul Dumnezeu nu putem nimic reuși. Știi ce mai consider eu, Silviu? Că dacă noi tot am fost înzestrați cu darul ăsta de a cânta, este important nu să cântăm doar la nunți, la petreceri și la bine, ca să zic așa, și de a cânta doar de mândruțe, doar de anumite teme de veselie, ci prin cântec, bineînțeles, trebuie să-i mai aduci omului aminte și de Dumnezeu și de faptul de ce trăiește el pe lumea asta, nu? Eu am văzut în acest album, ai și o priceasnă aici. Da, și această priceasnă a fost ca și mulțumire pentru realizarea acestui album către Dumnezeu. Mie îmi plac foarte mult și priceasnele, când și la biserică, când am timp mă duc să-i mulțumesc pentru ceea ce mi-a dat și de aceea am ținut neapărat să fie o priceasnă și pe acest album. Da, într-adevăr, eu așa văd la Costel un om cu frica lui Dumnezeu și un om care chiar crede în divinitate, nu? Eu spun așa că un om care are puterea de a sta, de a îngenunchea în fața lui Dumnezeu, atunci are și puterea de a sta drept în fața oamenilor. Exact. Și am intrat într-un domeniu în care îi place și de asta și răspunde foarte concret. Bravo, Costel, ești o minune. Fetelor, hai să vă mai întreb și pe voi. Doar să vorbim noi între bărbați, așa, nu ne stă foarte bine. Degeaba am spus și noi la început că dragul nostru coleg Costel este un om minunat și după cum se vede, așa este. Da, dar cred că și voi la fel, pentru că dacă el este un tip mai credincios, nu ar fi stat lângă voi dacă ați fi, nu, puțin în ghilimele mai rele, nu? Cred că și voi sunteți foarte apropiate de lui și de asta vă și suportați unul pe altul, să spunem așa. Da, într-adevăr, pentru că voi, așa cum am spus în prima parte a emisiunii, faceți drumuri foarte lungi, ori în șir stați împreună, cum a fost și astăzi, de exemplu. Ați văzut zona noastră frumoasă și trebuie să te înțelegi că încăpem aici. Noi de o săptămână suntem tot împreună. Da.
Și împreună cu sufletul suntem, cum am zis, de 6 ani de când ne cunoaștem. Fetelor, spuneți-mi puțin, colegele voastre de la, eu știu, sunt invidioase pe voi când văd ceea ce realizați? Poate puțin, ce să zic? Da, o întrebare destul de grea, da. Vine vorba de invidie. Nu știu, noi nu stăm să ne deschidem urechile, să spunem așa, spre răutăți, spre invidii. Da, deși auzim, cum spune colegul nostru, dar nu asta ne interesează, nu acesta este scopul nostru. Sau să completez puțin întrebarea asta, că într-adevăr oricine are, cred că, dușman sau poate sunt mulți invidioși. Dar aș vrea să completez, credeți că este bine în zona asta folclorului să fie atât arăcă? Eu să știi că eu făcând această meserie am observat foarte mulți colegi între ei bârfindu-se. Pot să zic două cuvinte, zic numai. Exact. Deci succesul oricărui om se clădește cu cărămizile pe care le arunc alții în tine. Super. Și mare. Frumos mi-ai răspuns. Cred că această frază le are pe toate în consens și îmi amintesc că spunea odată domnul Aurel Tămaș, acum o să-l citez sau pe exact dânsul, aia cu un șut în pac, în fund, un pas înainte. În față, da. Da. Spunea odată, așa râzând, ca să zic că acum domnul Aurel Tămaș, îmi pare rău că i-am depășit pe mulți fără să-i semnalizez. Aici n-ai făcut bine, că... da. În viață e bine, da, să mai treci pe lângă fără să te simtă. Deci fiecare avem rolul nostru și trebuie să facem ceea ce ne pricepem. Dacă noi ne pricepem să cântăm, cântăm, nu? Alții iară cântă. Fiecare avem loc pe lumea asta, dar trebuie să... Da, și această problemă, știi, piesa asta parcă e luată de acolo, nu cred că e a lui. Da, dar atunci din ce nu a compus-o dânsul? Vocea lui, nu vezi că numai pițigăiește? Sau... fiecare interpretează așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Uite, de exemplu, să zic acum, sub formă de zâmbet, și noi am fost caracterizați ca eu, ele fiind două mâțe și eu fiind motanul. Nu, sunt un om foarte sincer, da, am fost catalogat și așa. De ce nu? Așa e omul, că nu are ce să vorbească, atunci aș caută. Da, de invidie și... cauți, da, ceva. Ce le poți găsi? Au voce, sunt frumoși, ce le poți găsi? Da, motanul și dau mâțe, nu? Ce? Da, dar te rog să mă crezi că eu încerc nu să-i vorbesc. Și acum nu vorbesc pe nimeni de rău. Am fiecare înțeleg. Treaba lor. Încerc să-mi văd de treaba mea să mă duc înainte. Dacă ei vorbesc despre mine... iară citesc pe cineva, spunea părintele Pomohaci, și atunci când ești vorbit de rău, și aia este o reclamă, exact. O publicitate, așa că dacă voi ne vorbiți... Da. Da, dar de multe ori și eu am asta, zic mă, nu mai aud, nu mai văd, dar câteodată crede-mă că te doare, știi? Pentru că așa cum spuneai și tu, mai la început, este o muncă, până ce realizez, uite, cum văd eu aici 23 și vor mai fi multe din astea, este o foarte mare muncă. Știu, am realizat și eu doar două piese și am muncit mult la ele și tot nu știu cum trebuie și trebuie să le refac. Dar tu că ai 23, știi? Dar și atunci când vine cineva și te mai face miurlan de ăsta sau... Nu, cum... Cred că cel mai important e că noi nu le lăsăm descurajați și de aceea lucrăm într-o echipă, pentru că ne încurajăm unul pe celălalt, ne dăm încredere și știi cum e, nu putem să facem pe toți oamenii să ne iubească, să ne aprecieze. Cred că fiecare avem publicul nostru. Și sigur că da, sigur. De aceea că noi nu ne supărăm când auzim critici la adresa noastră, pentru că noi oamenii ne grăbim de fiecare dată să judecăm un om fără a-i cunoaște sufletul, fără a-l cunoaște personal, fără să știm prea multe despre el. Nu știu, probabil că așa suntem. Da, judecam în loc să trecem dincolo. Asta e păcatul nostru la oamenii, că din păcate mai judecăm și pe alții, în timp ce am putea, de exemplu, lua cei buni de la ei. Hai să fac și eu ca ei, sau știi, decât să-i critic sau să-i să-i judec, mai bine hai să încerc să fiu și eu bun. Că nu poți să copiezi pe nimeni, trebuie să fii tu însuși. Oricât ai încercat să copieze, pentru că asta e un lucru foarte frumos care l-a lăsat Dumnezeu pe pământ, că fiecare nu ne asemănăm. Uite, sunt două surori aici de față, gemene. Și nu da, are fiecare are personalitatea. Da, mersi. Răspundem din nou la telefon. Alo, bună seara. Bună seara.
Bună seara, din nou Grigore vă sună de la Dumbrăven, județul Bistrița, Năsăund. Spuneți, domnul Grigore. Vreau să salut invitații dumneavoastră în primul rând și să le urez multă sănătate și baftă în continuare. Mi-a plăcut melodiile care le-au cântat, foarte frumoase. Și aș dori să fac și eu două dedicații. Chiar vă rog. Prima dedicație vreau să o dau special pentru cea mai bună mamă. Îi doresc la mulți ani și multă sănătate și tot ce își dorește. Și a doua dedicație aș dori să o dau pentru cea mai frumoasă fată din Dumbrăven, pentru Lorena. Îi doresc și ei multă sănătate, fericire și să vină din Germania, în Dumbrăven, că mi-i dor de ea. Am înțeles. Să vă luați inima în dinți și să o cereți pe această fată de nevastă, că nu mai merge așa. Da, mi-e foarte dragă. Eu vă cred. Mulțumesc frumos. Eu vă cred. Și pentru mama, să știți că are o piesă foarte frumoasă, Costel. Nu? Chiar aș dori să îmi o cânte pentru mama mea. Sigur, o să interpretez. Acum nu știu. Mulțumesc frumos. O seară plăcută. Pentru prietenă nu știu dacă se potrivește ceva, dar v-am spus, mergeți, luați-vă inima în din și spuneți-i că o iubiți. Atunci ați depășit momentul. Mulțumesc pentru telefon, o seară plăcută. Da, eu știam că îi place de această fată, pentru că... Dar este simpatic. Și să sperăm că a auzit și ea. Să sperăm. Ar fi un pas, i-am ajutat. Exact. Da. Trebuie să și interpretăm, pentru că mă uit din nou la ceas și trece timpul, da. Și acum avem iară din nou împreună, toți trei, o piesă, cred că frumoasă, nu știu, dar... O piesă care o dedicăm tuturor părinților din această lume și, bineînțeles, părinților noștri. Da. Dragii mei, haideți să ascultăm din nou pe Suzana, Daciana și Costel. Împreună o piesă minunată pentru părinți, am înțeles. Haideți să vedem cât de frumoasă este și această melodie. Cât am fost noi copilași, copilași micuți la mama, cu lacrimă în obraz, mi-o crescut viața sărmana. De o iubim acum, la-la-la, la-la-la-la, și-o-mi iubi-o până-i lumea, la-la-la-la-la-la. Și tata mule te-o dus și povață ne-o da nouă, să privim mereu în sus și de-i soare și de plouă. De-aia îl iubim acum, la-la-la, la-la-la-la, și-l om iubi până-i lumea, la-la-la-la-la-la. Când era la cină, măicuța reașteptam, ne punea toți în blide, pe niciunul nu-l uitam. Tăicuțul stătea în prag, se uita cu drag la noi, mă, și zicea în gândul lui, măreți mai crescut și voi, mă. De-aia vă iubim acum, la-la-la, la-la-la-la, și eu-mi iubi până-i lumea, la-la-la-la-la-la.
Mamă, tată, gând curat, noi acum vă aducem. Să știți că nu v-am uitat și prin cântec noi vă zicem. Ce mult vă iubim acum, la 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 la. Vă vom iubi până-i lumea, la 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 la. Ne-am rugat la Dumnezeu, mă, la 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 la. Să vă ferească de rău, mă, la 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 la. Foarte frumos și mă gândeam și îmi dau lacrimile la acea doamnă care mi-a spus că familia este departe și cu siguranță cred că acum plânge, dar este un plâns, bineînțeles, de tristețe că au plecat de lângă ea, dar i-a uns pe undeva este inima. Este un cânt de alinare. Nostru, da, de alinare. Este un, o alinare. Superbă melodia. Mulțumim. Cel puțin pentru că trăiesc acest moment, pentru că am și eu copii. Să străiască. La rândul meu și eu sunt părinte. Pentru că nu cred că dacă îți poți da seama în totalitate, înainte de a fi părinte, ce înseamnă când acea, cum spuneați voi în melodie, pui mâncare în bridele alea în fața lor și îți taie pofta de mâncare la un părinte când vezi că copilul tău mănâncă cu poftă. Așa, așa este, de multe ori nu înțelegem câtă grijă își face un părinte pentru copilul lui, mai ales atunci când este plecat de acasă. Sau când este bolnav. Sau când este bolnav. Și uneori poate suntem așa prea deranjați de lucrurile acestea și încercăm să-i facem să înțeleagă că suntem ok, că ne este bine și că își fac prea multe probleme. Dar cum ai spus și tu, doar atunci când o să devenim și noi părinți, o să înțelegem mai bine acest sentiment de grijă. Mai ales voi, la rândul vostru, când o să deveniți mamă. Mamă este peste tată. Că așa a lăsat bunul Dumnezeu. Așa este. Dar, bineînțeles, și tata are rolul lui. Dar mama e mamă și atunci normal că doamna care a intervenit în prima parte se gândea la ei. Oare ce fac? Oare ce mănâncă? Oare cum o duc? Am prieten Silviu cărora le-am cântat la nuntă și după un an de zile au ajuns să aibă și un copilaș. Și mi-au spus, Costele, să știi că un copil te schimbă foarte mult și parcă s-a umplut casa noastră de bucurie. Nu mai suntem doar noi. Și te schimbă foarte mult un copil, cum spuneai tu mai înainte. Enorm. Și se leagă acea familie. Da. Doamne ajută să avem și noi copilași. Vreau să depășesc acest moment. Mulțumim, și să le lăsăm pe aceste fete minunate să ne încânte puțin cu, iar din nou cu acea linie melodică frumoasă să depășim acest moment. Vă rog să vă pregătiți. Dragi telespectatori, haideți din nou să ascultăm pe Suzana Vlad și Daciana încă două cântece minunate. Haideți să le ascultăm. Așa mi-e dragă ca mama mea, măi.
hai hop și iar hop. Pune mâna și mă ajută, hai hop și iar hop. Hai, da și eu duminica, de plăcinte gre trai sta și le duc la socră mea. Din nou am auzit instrumente foarte frumoase și vreau să vă întreb de aceste melodii frumoase, unde le-ați realizat? Am auzit o vioară foarte frumoasă. Cântecele noastre sunt înregistrate la Sighetul Marmației. Avem acolo un om de nădejde, un om drag sufletului nostru, care se ocupă de orchestrație. Îl cheamă Ionuc și vrem să îi mulțumim pe această cale și să-l salutăm. Vioara este interpretată de Mihai Chiș, un instrumentist foarte bun, da, și este chiar consătean de-al nostru. Da. Și îi mulțumim. Împreună am făcut o echipă frumoasă și ne bucurăm de ce a ieșit. Daciana, cine compune, cine scrie aceste texte ale voastre? În urmă cu vreo 5 ani am reușit să scoatem și noi un album pe piață. Majoritatea liniilor melodice și a versurilor au fost create de tatăl nostru, doar că nu am reușit să imprimăm acest album cât a fost și el în viață. Dar ne bucurăm totuși că am reușit pe parcursul anilor. El a făcut aproape toate melodiile de pe acel album și l-am scos în memoria lui.
Iar acum, pe viitor, ne dorim să lucrăm la un alt album. Deja am început, avem câteva piese imprimate. Iar de data aceasta s-a ocupat de liniile melodice Suzana. Iar la versuri ne ajută un prieten de-al nostru din București, care se mai inspiră și el din culegeri vechi. Da. Și cred că facem o echipă bună și cu el, deoarece el ne compune versurile, Suzana linia melodică și uite așa este ce am adus în această seară aici. Da, în timp ce voi ați interpretat, eu șopteam la Costel cine a făcut aceste melodii. Și el a zis, întreabă-le. Și normal eram curios și uite am aflat că tu, Suzana, te pricepi. Da, am început să mă ocup eu de liniile melodice, deoarece știu ce-mi doresc. Știu cum vreau să iasă, vin de acolo de undeva din suflet. Într-adevăr, am momente în care pot să compun, nu vin așa peste noapte. Și într-adevăr, de versuri încă nu m-am ocupat, dar nu se știe pe viitor ce inspirație o să am și m-aș bucura ca și versurile să fie compuse tot de noi. Sigur că da. Am văzut, aveți costume foarte frumoase, doar că diferă puțin cămașa la voi, dar e sunt... E cam greu să le găsim identice. Sigur că da. Și n-are importanță, da, dar sunt frumoase, sunt vechi, după câte văd eu. Și chiar și năfrămile, vezi, sunt așa cu bujori, așa cum vă stă bine vouă, că sunteți tinere. Da, încercăm de fiecare dată să aducem în fața oamenilor un costum autentic, tradițional, original. Ne bucurăm de fiecare dată când reușim să facem rost de aceste cămăși minunate și nu putem să le mulțumim bătrânelor care ni le oferă decât prin a le purta. Și văd, voi purtați și opinci. Întotdeauna. În acest moment. Și eu, acum în acest moment, se uită probabil și la noi și Lelea Floarea din Aruncu Salvi, care este, cred că din județ, singura care mai confecționează opinci. Noi avem pe aici, prin studio, dacă ați observat, și din cauciuc, așa cum se spune, și din, așa cum aveți voi, dintr-o piele. Și aici, în spate. Da, exact. Și eu am să o rog, uite, o să-mi spuneți ce mărime purtați și Lelea Floarea să vă facă două perechi de opinci foarte, foarte frumoase, că este foarte talentată, Lelea Floarea. Chiar ne-am bucurat. Și atunci, când o să mai veniți la noi, o să vă dăruiesc aceste opinci. Pentru că așa știu cu siguranță că o să vă mai duc aici. Știi că avem nevoie, pentru că la câte opinci am rupt de-a lungul anilor. Nu, dar îmi place. Când văd pe cineva că le poartă cu drag, atunci normal, este un lucru... Avem un costum mult prea frumos în Maramureșul nostru istoric și nu doar în Maramureș, ci în toată țara. Bătrânii noștri au muncit mult la ele și nu știu de ce le-am lăsat în ladă acolo și să nu le aducem în fața oamenilor, să arătăm de fapt cât suntem de valoroși prin tradiție și prin tot ceea ce avem. Da. Și eu mă uitam la voi și am văzut cât de frumos stă unui costum întreg, știi? Să nu fie ciuntat, da, ciuntat din cauza pentru papuci. Da, trebuie să știm să facem diferența. Sigur, sigur. Vă stă foarte bine așa cu opinci și bine faceți. Cu totul că câteodată poate este mai complicat, nu? Păi cred că ar fi păcat să-i stricăm frumusețea luându-ne un pantof cu toc sau o cismă, da. Orice altceva, adică nu ar mai fi... Se poartă. Se poartă. Dar cei care poartă probabil nu știu însemnătatea acestui costum. Nu, din comoditate, pentru că e mai ușor să te încalzi cu o pereche de pantofi decât... Eu cred că sunt mult mai comode opincile, pentru că rezistăm cu ele o noapte întreagă și nu avem probleme. Mie îmi place să spun de multe ori că așa cum la o mână... Este și cald, probabil. Și bine. Îmi place să spun că așa cum la o mână avem 5 degete și avem nevoie de toate 5, așa și costumul nostru. Nu putem să, nu știu, are de exemplu, nevoie de fiecare piesă în ca parte. Și cum mi-ar lipsi pânzătura sau ca și cum mi-ar lipsi năframa din cap. Deci avem nevoie, trebuie să, așa cum și cântecele noastre pe care le-am adus sunt de acolo, de acasă, de la mama lor, așa și costumul. Nu suntem nedezlipite de el. Da, sau instrumentația fără vioară, știi? Ar fi ceva parcă ai simțit că lipsește, știi? Se poate, da? Bineînțeles, eu cred că și cum erau mai de mult opincile din
cauciucul ăla din guma aia sunt foarte, foarte, foarte bune. Alea cred că sunt mai mult pentru iarnă, da, pentru anul alunecat pe zăpadă. De iarnă, da. Și alea țin, cred că, și mai cald. Astea sunt mai subțirele și mai ușurele. Da, vă simțiți bine, cred că, în ele. Foarte okay. Bine. Da. Da, am vorbit și de costume, dar trebuie să remarc, pentru că o să mă certe după ce terminăm emisiunea. Costel, avem, uite, o curea foarte... Nu sunt un om care țin ranchiună, credem. O curea foarte veche, văd. La noi se numește Sherpar. Da. Sau și... în alte zone chimir sau curea, cum zici și tu. Și pieptarul este foarte frumos. Da, bineînțeles, sunt piese autentice, culese de asemenea de pe sate, de la bătrânei simpatici care au dorit să dea din frumusețea lor mai departe. Am întâlnit și bătrânei care au zis, nu, îl dau pentru că vreau să mă îngrop cu el. Nu mi se pare ok, adică îl înțeleg, este al tău, dar cred că mai mândru vei fi de acea piesă din costumul tău dacă o vei da mai departe unui om care va avea grijă și o va purta cu mare drag și cu dăruire. Exact. Dar acum fiecare are dreptul să aleagă ce dorește să facă cu lucrurile sale, nu? Sigur. Te rog, Costel, să te pregătești pentru a interpreta alte două melodii frumoase ale tale și noi o să te ascultăm cu mare, mare drag, pentru că mai avem puțin și o să încheiem această emisiune, zic eu, frumoasă. Hai să-l ascultăm din nou pe Costel și după care o să revenim repede. Bate vântul de departe și de dor inima iarde. Bate vântul parcă-ar plânge dorul de bătrân m-ajunge. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E doar tare de-amândoi, dar vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. La fântână îi găleata șade și să uită tata. Mama-i fără de putere, eu la ei nu am când mere. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E doar tare de-amândoi, dar vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Așa
așteaptă tata-n prag, măi, că-i piciorul drag, măi, și mama stă în pridvor, gândește la mine cu dor, măi. Mamă, tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc, nu plângeți că vin acasă. E dor tare de amândoi, da, vă zic că viu înapoi, fii măicuță bucuroasă. Haideți, români, acum cu toți să spunem, să spunem da, în viață ne-a fost greu, dar oricât de greu ne-a fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Dar oricât de greu ne-a fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofoșor să mai vin, pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofoșor să mai vin, pe toate românele treci. Am fost prădați de ani de-o veșnicie, și-n genunchiat au micul nostru popor. Dușmanii mulți ca iarba din câmpie, dar am rămas mereu biruitor. Dușmanii mulți ca iarba din câmpie, dar am rămas mereu biruitor. Dar am rămas mereu biruitor. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofoșor să mai vin, pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofoșor să mai vin, pe toate românele treci. Voi, frați români, ce ați plecat departe, în urmă tată, mamă, zacuitați, pustii ogoare, grădini nesăpate, vă așteaptă iar cu plugul să le arați. Lăsați acum, lăsați străinătate, și hai înapoi, pământul vi luați, și hai înapoi, părinți vă îmbrățișați. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci
câte-o foșor să mai vin. Pe toate românele treci, așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte-o foșor să mai vin, pe toate românele treci. Căci câte-o foșor să mai vin, pe toate românele treci. Ce frumos a încheiat Costel Popa această seară minunată. A încheiat-o pentru că chiar ultima piesă el a ales-o să fie patriotică. Dar nu este doar patriotică. Eu am observat că este și o melodie de suflet, o melodie pentru oameni, din toată dragostea lui pentru acest popor minunat. Bravo, bravo, te felicit. Ești super, un tânăr de milioane, așa cum ne place nouă să spunem. Avem la dispoziție doar 2 minute și ar vrea să, un minut mi se spune, ar vrea să repede să ne luăm la revedere, începând de la tine, Costel. Da, m-am bucurat foarte mult să fiu alături de tine, de colegele mele din nou și de toți cei care ne-au urmărit și ne-au transmis gândurile lor bune. Le doresc să aibă parte de un post binecuvântat, un post în rugăciune, un post în care să-și mai aducă aminte și de cei de lângă ei și să aibă credință în Dumnezeu că apoi le vor avea pe toate la urma urmei. Timpul zboară întotdeauna mai repede atunci când ești înconjurat de oameni minunați. A fost o seară frumoasă, ne bucurăm că am fost alături de tine în această seară. Le doresc tuturor o primăvară frumoasă, multă sănătate, fericire și să aibă parte de un post liniștit în continuare. Colegii mei au spus tot ce trebuia spus. Vă doresc și eu multă sănătate, că e mai bună decât toate și Doamne ajută să ne vedem cu bine. Da, vă mulțumesc din suflet. Am fost mai multe suflete, dar în această seară am fost doar unul. Adică pentru dumneavoastră, dragii telespectatori, vă rog să vă pregătiți pentru a interpreta ultimele 2 piese din această seară. Sunt Silviu Albu și vă doresc tot binele din lume și să aveți un post cât mai liniștit. Noapte bună, o seară plăcută!